Autostrada termenelor nerespectate. Așa poate fi numită șoseaua de mare viteză București-Ploiești, la care se lucrează de 4 ani și care trebuia să fie gata în 2010, dar finalizarea se tot amână și nici pe 30 iunie nu va fi gata. Într-o lună de zile sperăm să armonizăm aceste probleme, să putem da drumul la circulație, putem să dăm drumul la circulație cu restricțiile respective de circulație. Mai exact, spusele ministrului înseamnă că șoferii nu vor avea voie să meargă decât cu maximum 100 de kilometri la oră. Problema mai gravă e că o parte din lucrările finalizate pun în pericol siguranța circulației. Lucrări care nu s-au încheiat, o parte dintre ele nu sunt de cea mai bună calitate. Nu vrem să deschidem circulația dacă este riscul să moară oameni. Culmea este că pe șantier muncitorii cred că și-au făcut bine treaba. Ce mai lucrați aici? Ce mai faceți? Ce mai aveți de făcut? De curățenie aici. Curățenie doar atâta? Păi mai e de lucru. Și se termină într-o lună? Nu știu. Șefii știe. Se termină, trebuie să termină. Până acum, firmele constructoare au adunat amenzi de peste 3 milioane de euro pentru întârzierea lucrărilor.